Eu cred că va fi vorba despre cerere și ofertă. Momentul în care se va sesiza acest lucru, în primul rând că perioada de implementare, vedeți, nu mai este de astăzi mâine. Adică, încet, încet, prin aceste informări, prin discuții, prin reclamă, prin publicitate, prin sesiuni de dezbatere, oamenii vor afla că începând cu 1 ianuarie 2017, deci un an și 9 luni, acest lucru va fi implementat, vor ști și administratorii de piețe la ce se aștepte. Și atunci, dacă ei doresc ca în continuare să mai aibă oameni care să vină să ne închirieze masa, țăranii sau agenții economici, le vor pune la dispoziție. Chiar dumnealor. Și cred în acest lucru. Păi, atunci, dacă introducem această temă în discuție, automat excludem tema cealaltă. Că noi niciodată nu vom putea să limităm în economie tranzacțiile cash. Și că pentru noi niciodată cardul sau utilizarea la un nivel cât mai mare a cardului nu va fi o opțiune pentru România. De ce? Pentru că avem foarte mulți oameni în mediul rural. Nu. Cred că toate aceste măsuri trebuie să vină și cu o bună informare, dar și pregătite în timp. Pentru că dacă omul știe, chiar și omul din mediul rural, că în 2 sau în 3 ani urmează să întâmple ceva, el poate fi convins, el poate fi instruit, el poate fi adus să înțeleagă că există avantaje atât pentru el personal, cât și la nivel global pentru țară.